Preoții din Gorj și Dolj strâng în continuare semnături pentru modificarea unui articol din Constituție care se prevadă clar că nu sunt permise căsătoriile decât între persoane de sexe diferite. Acțiunea este promovată de Coaliția pentru Familie. Familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie este singura relație interumană care asigură mediul propice nașterii, creșterii și educației generației viitoare, spun preoții creștini ortodoxi. Noi încercăm să intrăm în normalitate, să spunem în Constituție clar că este vorba de legătura liber consimțită dintre bărbat și femeie, adică dintre soț și soție. Biserica trebuie să implice pentru că este vie, este formată din mădulare vii, noi suntem toți trupul bisericii, noi oamenii, deci cei care nu înțeleg aceasta sunt chemați să priceapă. Articolul 48 alineatul 1 din actuala Constituție prevede că elementul natural și fundamental al societății este familia, iar bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Comitetul de inițiativă Coaliția pentru Familie este format din 16 membri și este multifuncțional: ortodoxi, catolici, greco-catolici, baptiști și penticostali. O mare parte dintre târgușieni susțin această acțiune. Nu priviți cu ochii buni legalizarea căsătoriei între homosexuali. Nici nu discut, nici să n-aud de așa ceva. În Uniunea Europeană câte țări? Că sunt câte 7-8 da. Care acceptă astfel de relații. Și acum dacă am intrat cu ei, după părerea mea, un lucru negativ, nu e un lucru corect. Nu e ceva normal, logic, omenesc, dar acum dacă trăiește bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Asemenea, evident, pentru cuplul tradițional, pentru căsătoria clasică, cum trebuie, evident, între femeie și bărbat. Totul a început după ce Parlamentul elen a adoptat în luna decembrie o lege care permite parteneriatele civile pentru cuplurile de același sex, în ciuda protestelor și opoziției manifestate de partide și Biserica Ortodoxă.